Mulțumesc, bună seara, bine ați venit. Sunt destul de impresionat de faptul că mă aflu aici în fața dumneavoastră, un recent membru al acestui grup. Vă rog, în primul rând, să ne iertați puțin de întârziere. Nu era musai să facem și să avem și proiectorul, dar e mai vioaie întâlnirea noastră și dă și posibilitatea unei anume elasticități. Nu e o conferință, cum a fost anunțată, nu mă simt la nivelul de a ține conferințe, este, să zicem, mai mult o propunere de gândire, de dezbatere și în final un semnal, o atragere a atenției către ceva ce în principiu, nu la toată lumea, dar în principiu la nivel general este scăpat din vedere. Deci criza, revoluția și contrarevoluția, tema noastră, care este prefațată de un citat pe care îl știți cu toții, Babi, dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că pe mine mai înainte decât pe voi m-a urât. Are, în afară de îmbrăcarea întregii teme, are și un loc anume în care va avea o legătură directă. Probabil că eu văd blurat sau se e? Se vede. A, se vede bine. Acum nu știu dacă se vede din spate, nu? Ar fi trebuit să le scriu mai mare. Da. Da. Bun, că speram să nu fie nevoie să le citesc, să vă le pun și să, în timpul ăsta, să mai spun câte ceva. Bun. Criza este probabil că termenul care caracterizează cel mai bine lumea de astăzi. Sau oricum, printre cele care caracterizează cel mai bine lumea de astăzi. Avem permanent multe crize și multe crize. Criză economică, politică, socială, umanitară. O criză, și nu vorbesc numai de România, vorbesc de toată lumea. O criză a sistemului de sănătate, sistemelor de sănătate, o criză a educației, criză a identității, a familiei, chiar și a creștinismului, adică a credinței și a bisericii, cel puțin așa sunt ele puse în pagină. E vorba de crize mai vechi și mai noi, unele de foarte vechi, iar altele care țin sunt derivate din structura societății actuale. Vedeți pe ecran un citat din Plinio Corea de Oliveira. Este un gânditor catolic, brazilian, care chiar are un volum consistent denumit Revoluție și Contrarevoluție. Însă, deși avem lucruri asemănătoare, lucruri în comun, voi remarca și ceea ce, de la un moment dat, ne desparte. Ce spune el? Sunt multe crize care zguduie astăzi lumea, de stat, de familie, economice, culturale și așa mai departe. Aceste crize nu sunt decât aspecte multiple ale unei singure crize fundamentale, al cărei câmp de acțiune este însuși omul. Cu alte cuvinte, aceste crize își au rădăcinile în cele mai profunde probleme ale sufletului. De acolo ele se extind la toate aspectele personalității și la toate activitățile omului contemporan. Criza, mai spune Corea, Oliveira, este universală, nu există azi oameni care să nu fi fost atinși de ea, unică, una singură, nu crize disparate, totală, invadează omul în întregime suflet și trup, dominantă, slujită docil și eficient de forțele haosului, un proces, nu un episod spectaculos și izolat, ci un lung sistem de cauze și efecte care s-a născut la un moment dat,
cu mare intensitate în cele mai ascunse adâncuri ale sufletului și ale culturii omului occidental. Deci, după cum spune și Oliveira, de Oliveira, cu care sunt de acord pe această parte, avem de-a face cu o singură criză, criză de natură spirituală. În cartea lui, el se referă de fapt mai mult la ultimii 500 de ani și tratează problema crizei a Revoluției și contra-Revoluției, chiar dacă o încadrează și o definește ca spirituală, mai ales pe zona, pe tema, pe zona politică. Și cu referire specială la zona catolică, atunci când leagă lucrurile, și normal ca religie, ca dimensiune religioasă și ca analiză a politică a zonei respective. Cred eu este că, de fapt, avem de-a face cu o singură criză de natură spirituală, care este cea a despărțirii omului de Creator. A refuzului, contestării și chiar încercării de a-L omorâ pe Dumnezeu, ceea ce în planul rațiunii au și reușit mulți dintre noi. Este vorba despre criză ca boală de moarte a omului. Deci, cum spuneam, Oliveira se limitează la ultimii 500 de ani și vorbește despre această criză a omului, pe această, căutându-i rădăcinile, manifestările, diversele lucruri, trăsăturile caracteristice în această perioadă. Practic însă, criza, cu toate manifestările ei, cu toate formele ei, cu toate caracteristicile de mai sus, s-a declanșat înainte de crearea omului. Criza este o criză a făpturii, a creaturii. Este creatura care se desparte de Dumnezeu. Și acest moment, a fost momentul revoltei, momentul războiului declanșat de o parte din îngeri, conduși de Lucifer împotriva lui Dumnezeu, pentru a-i lua loc. Acela a fost momentul în care creatura s-a despărțit de Dumnezeu. Și am aici un citat din Anca Manolati, Creația, Natura și Căderea Îngerilor. Lucifer cu cei lui au preferat dragostea de sine, au avut libertatea de a alege între sine și Dumnezeu și au ales. Dar alegând, au ales moartea, întoarcerea ființei creaturale asupra sinelui său, înseamnă întoarcerea cu spatele către izvorul vieții, către izvorătorul propriului eu. Iubirea de sine pentru îngeri a însemnat o sinucidere ontologică, spune Sergei Bulgakov. Aprecierea propriei tale persoane, a propriei tale frumusețe, înseamnă aprecierea unui lucru finit. Iar propria frumusețe nu va dura decât în virtutea unui prim impuls, ca o scânteie aprinsă de un motor electric. Întreruperea contactului cu centrul de energie înseamnă pentru creatură stingerea luminii, deși a frumuseții ei creaturală. Criza este, de fapt, ceea ce trăim fiecare din noi, fiecare clipă. Este o stare, o situare în raport cu Dumnezeu, măsura prăpastie dintre noi și El. Eu nu cred că criza este un proces, cum spune el. Criza este descrierea, este măsurarea, este evaluarea la un moment dat a unor procese care se petrec în afara omului și în om. Și ea
poate să dea acea măsură în care, legată de cât de departe este omul de Dumnezeu într-un moment sau altul. Sau lumea întreagă. Prin valorile ei, în decursul timpului, chiar putem trasa un grafic. Adică, dacă vă imaginați un grafic simplist, în care pe ordonat avem plus infinit de Dumnezeu, avem abscisa timpul și facem un grafic, să vedem cum e unul dintre noi, oricare dintre noi, un grup, o lume, cum este în timp în raport cu Dumnezeu. Foarte puțin în timp au reușit să treacă de zero sau să ajungă la zero sau să treacă de zero. Curba graficului se desfășoară în partea negativă a ordonatei, nu în niciun caz în partea pozitivă, către Dumnezeu. Coordonatele se schimbă în funcție de aspirațiile, victoriile, acumulările noastre. Criza nu este, am spus, nu este un proces, ci este o evaluare la zi a multor procese din noi sau din lume. Procese dinamice, globale, prin care ne modificăm coordonatele, adică depărtarea sau apropierea de Dumnezeu, sunt revoluția și contrarevoluția. Acestea înglobează revoluția scrisă cu R mare și contrarevoluția cu C și R mare. Pentru că ele sunt termeni generici care însumează la rândul lor multe manifestări, multe procese, multe lucruri care se întâmplă în zona respectivă. Deci, revoluția începe puțin mai târziu. Dacă revolta îngerilor o putem asemăna la nivelul limbajului politic cu o lovitură de stat, revoluția este momentul în care diavolul, care nu a încetat, chiar dacă a fost învins în prima fază, nu a încetat să croșeteze planuri pentru a-și continua războiul, se folosește de Adam și Eva. Îi face să creadă că ei ar putea să fie Dumnezeu, asemenea lui Dumnezeu, Dumnezeu, deci în locul lui Dumnezeu, deci ce nevoie mai e de Dumnezeu? Înainte de a discuta câteva caracteristici și niște lucruri pe care le-a făcut revoluția de la cursul timpului, am să vă dau câteva caracteristici ale revoluției așa cum o știm noi, revoluția stradală, să zicem. Revoluția română, revoluția franceză, revoluția rusă, revoluțiile orange, trandafirii, primăverea arabă și altele. De ce? În felul acesta cred că e mai ușor de înțeles de ce afirm că revoluția, spre deosebire de ceea ce crede în general lumea, că orice revoluție, spre deosebire de ce, este o manifestare negativă. Este un termen cu o încărcătură negativă. Nu este pozitiv, acel lucru minunat care se întâmplă și omenirea, un grup, o țară, face un salt către ceva mai bine. Deci, și asta a fost și procesul meu de a ajunge de la particular la general. Așa am cu niște ani în urmă, nu știu cât, 10, 8, frământat de veșnica dilemă cum e cu revoluția, că e la noi, e revoluție lovitură de stat, zic, hai să studiez puțin ce înseamnă, ce e o revoluție. Și am ajuns la următoarele concluzii. Din păcate mi-a luat încă mult timp până să ajung și la contrarevoluție. Asta îmi pare rău, da? Nu nimic, am ajuns și acolo. Am mai putea da un subtitlu întâlnirii noastre sau acestei, sper să fie dezbatere. Din păcate, mi-am scris pentru că încerc să mă... E foarte mult de spus și atunci încerc să mă țin. Asta a fost și procesul meu de conștientizare.
Deci, revoluțiile stradale au o dimensiune principală spirituală, schimbarea omului, și una secundară, lovitura de stat pentru schimbarea puterii vremelnice în scopul accelerării transformării spirituale. Deci, practic, dacă vă uitați, la fiecare revoluție, dincolo de faptul că niște grupuri, niște unii au luat puterea, după fiecare, din punct de vedere spiritual, au urmat o cădere. Nu, niciodată nu avem o ridicare. Căderi masive, grele. Sunt minuțios pregătite. Nu sunt revolte spontane. Nici o revoluție nu este revoltă spontană. Ele sunt pregătite, dar, sunt, datorită propagandei manipulării, sunt confundate cu revolte și cu revolta poporului. Nu e adevărat. Au întotdeauna un comandament central. Extern statului respectiv, vorbim acum de cele, am spus, stradate, și au mai multe centre operaționale în interior și în exterior. Dacă vă aduceți aminte Revoluția Română, ruși, unguri, americani, arabi, teroriști, exista aici, erau o adunare mare de, erau toate serviciile din vest și serviciul și KGB o parte în altă, care făceau și drăgeau și acționau în urmă. Au forțe aliate, chiar sistemul pe care îl atacă. Oh, stați că aveam și... Da. Ei, oricum trebuie să le citesc, îmi pare rău că mă gândeam că le afișez și mai vorbesc în tipul ăsta în plus. Au forțe aliate în care sistemul pe care îl atacă, au spre deosebire de revolte dimensiuni naționale, pentru că trebuie să se certifice ca o țară întreagă se revoltă, au nevoie de sânge, spectacol, moarte, pentru a amplifica emoțiile, tensiunea și forța distructivă. Și sunt inițiate, după cum iarăși, dacă veți studia sau știți, bănuiesc aici, vă aduceți aminte, sunt inițiate, finanțate, organizate la nivel macro de ceea ce zic eu că se numește mafia bancară globalistă anticreștină. Cred că este destul de concludent despre cine este vorba, brațul înarmat al diavolului în actuala etapă a revoluției. Revoluția este una singură de la început de istorie până la judecata de apoi, un proces continuu bazat pe și alimentat de ideologie care urmărește să distrugă o ordine legitimă, să o înlocuiască cu una nelegitimă. Un proces cu o dinamică specială, cu perioade de calm și de accelerare, cu pauze, cu paroxisme, acestea din urmă fiind bine cunoscutele revoluții, lovituri de stat lumești, de care am vorbit deja. Am mai putea defini revoluția și ca ieșirea de sub aripile ocrotitoare ale teologiei și înșfăcarea ei de ghearele ucigătoare ale ideologiei. Ca acest lucru s-a întâmplat și acest lucru se întâmplă la toate revoluțiile, e adevărat că și chiar și înainte de revoluție. Prin revoluție, bun, dușmanul construiește cu migală și răbdare de la începutul timpului o caricatură monstruoasă a omului, lumii realității, care este imaginea inversată, căzută total, a omului creat de Dumnezeu. Binele e rău, frumosul e urât, adevărul e minciună, normalul e anormal și invers. Noi nu sesizăm construcția lui pentru că ea nu e una materială. Chiar dacă se folosește de material, ci spirituală. Astfel că nu contrazice materia la durerile căreia suntem extrem de atenți, ci îi amplifică ponderea în raport cu partea spirituală a omului și îi împlinește poftele. Contrarevoluția zice, aici era un citat din despre diavol, poate că l-ați citit, dacă ați putut, ca să nu-l mai al Pius al 12-lea, dar oarecum sunt aceleași, să spunem, spune cam aceleași lucruri legate de ce face și de prezența lui. Și să mergem mai repede ca să avem timp și de vorbe, de discuții. Contrarevoluția, spune Joseph de Maistre, nu are nimic de a face, nu are nimic dintr-o revoluție, la fel cum întoarcerea de la boală la sănătate, nu are nimic din trecerea de la sănătate la boală. Prin întruparea sa, Hristos a alăturat ca om blocajul păcatului original și ne-a arătat cum, ieșind din paradigma revoluției, putem ajunge la mântuire.
Întruparea sa a marcat restaurarea modelă a ființei umane. Viața lui ne este ghid. Căutarea mântuirii prin pocăință, schimbarea, lepădarea tuturor depinderilor revoluționare, ieșirea de sub stăpânirea materiei sunt cărămizele restaurării omului. Pentru că este o reacție la și total contra revoluției, numele restaurării este contra-revoluție. Pentru a restaura ființa umană, după cum avem și în titlu, trebuie să ieșim din țarcul, din decorul de sub vraja dușmanului. Pentru a ne restaura, trebuie să restabilim ordinea construită după valorile creștine, să ne reîmpropiem aceste valori, să căutăm adevărul, să facem loc frumosului în viața noastră, să facem binele, să refuzăm compromisul cedării din demnitatea și bina ființei umane pentru confortul și plăcerile trupului. Trebuie să renaștem spiritual, pentru că din credință revine puterea și virtutea. Credința este busola care ne arată adevăratul bine, adevăratul frumos, adevăratul normal, adică adevărul. Din aliajul dintre credință și bune intenții, primim puterea de a birui. Să-L primim pe Dumnezeu înapoi în ființa și viața noastră, ființa viața. Dumnezeu, bine, adevărul frumos, nu trebuie mărturisite cu mărturie și limpezite, fără teamă, dar și fără excese care să le reducă la cuvinte lipsite de conținut. Asta este ceea ce știm deja. Cam asta este calea de a ne restaura. Asta este calea contrarevoluționară. Numai că mai este ceva. Să sar încă mai multe lucruri. E vorba de... Există o cenușăreasă, un fel de cenușăreasă în viața noastră, sau aș putea să așez cam, să zicem, îl privim acest lucru, zic lucru între ghilimele, cam cum privim, ne raportăm la el, cam cum ne raportăm la păcatele cele mici. Și ele obișnuite, care sunt toate ziua și pe care nu le băgăm în seamă, că ele sunt mici și le băgăm în seamă și le facem și le facem și le facem și le facem. Aș putea mai face iarăși o comparație cu cum privim răbdarea, că toată lumea spune că sunt virtuțile teologice, sunt speranța, credința și dragostea. Și de răbdare se cam uită, pentru că răbdarea... e așa, nu e chiar. E vorba despre cuvânt, despre cuvinte. Și aici am să vă rog să vă imaginați puțin, să vă imaginați cum suntem noi, fiecare dintre noi, în lumea aceasta. În lumea, în realitatea aceasta, care este artificială, este contrafăcută. O să vorbim. Este făcută ca să ne scoată, să ne despartă definitiv de Dumnezeu, să ne transforme, cum vorbeam, în opusul. Imaginați-vă, de exemplu, un ecran uriaș, fără margini, pe care sunt multe ecrane mici. Pe fiecare se întâmplă altceva. Acestea sunt mii, zeci de mii, sute de mii. Acestea sunt toate scenariile puse în funcțiune, toate acțiunile subversive ale diavolului, prin, normal, slujitorii lui lumești. În momentul în care nouă ni se prezintă, suntem puși în fața, să zicem, unei crize, criza aia e de mult gândită, ea este pregătită, ea este făcută și salvatorii ei sunt cei care, de fapt, au făcut-o și care vin la un moment dat, când omenirea, când o țară, când un grup de oameni este în disperare și spune, noi avem soluție. Noi rezolvăm lucrurile. Stați liniștiți. Și noi mai cedăm ceva și mai acceptăm să mai mergem într-un fel. Vă dau
acum cel mai recent, nu coronavirusul, care este și el tot de aici, dar această criza climatică. Care climatică? În care, dintr-o dată, totul trebuie distrus, nu, pentru ca să salvăm planeta. Distrugem economii, distrugem popoare, distrugem civilizații pentru că zice că să salvăm planeta. Iar cei care fac aceste lucruri în agenda ONU 2030, deci a 2020, când nu peste mult timp se va vine și finalul, sunt cei care folosesc aceste lucruri pentru ce? Pentru privatizarea planetei, pentru privatizarea naturii. Ei vin și spun: Nu vă mai puteți descurca. Vă dau un exemplu, acum mă întind puțin, dar în Statele Unite, crescătorii de animale, de vite, de bovine, sunt într-un foc încrucișat între ONG-uri care se ocupă de salvarea planetei și cele care se ocupă de salvarea omului prin aderarea lui la meniul vegan. Și unii și alții trag din toate puterile și spun: bovinele sunt un pericol pentru omenire. Au un consum energetic extraordinar. Toate sistemele care sunt, fiind automatizate, care se folosesc, plus transportul lor la piețe, transportul că este, nu mai putem să consumăm, nu mai putem să scoatem noxe. Au mai descoperit chiar că și carnea de vacă este toxică, nu este bună pentru organism. Bun, de ce? Vor închide. Încet vor închide. Tot în Statele Unite există acum niște inițiative cu zone urbane fără automobile. Pare frumos, pare bine. Dar știți ce se întâmplă? Se întâmplă așa, că noi devenim tot mai puțin proprietarii vieții noastre. Stăpânii vieții noastre. Decidenții. Vom mânca de la fabricile de alimente, care vor face alimente, vor fi în orașul respectiv și vor face alimente sintetice, deci depindem de ei. Nu mai ai voie, nu mai circul, vei depinde de, nu vei mai avea posibilitatea, ți se ia libertatea de mișcare și multe altele. Am făcut o paranteză prea lungă, am intrat în zona. Dar, așa, deci asta era cu aceste scenarii. Și ele se întâmplă și noi intrăm în ele și vin unele sau altele, depinde cum ne mișcăm, vin peste noi, ne speriem, ne intrăm. O altă imaginare a situării noastre, a fiecare dintre noi, e următoarea. Suntem în ceață, nu există sus, jos, stânga, dreapta, nimic, și doar multe ecrane, ca niște cortine. Și cum ai dat, intri și ai mai dat de altul ăsta, nu-ți place, dai. Dar nu ești din ceață. Ești din ceață. În acea ceață care există în jurul nostru este și noi. E o ceață în care ne înnecăm puțin câte puțin până la pierderea conștiinței și stingerea luminii din noi. Dacă nu o curățăm, nu vedem bine direcția, bâșbuim, pierdem timpul și poate, cel mai important, îi tragem și pe alții după noi și îi necăm. Noi, practic, trăim, și de unde vine această ceață? Trăim într-un amestec de două lumi. E lumea lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu, după ordinea lui Dumnezeu, în care chiar dacă ea este de o complexitate infinită, lucrurile sunt simple, clare, certe, armonioase, luminoase, în unitate. Și o lume a diavolului,
finită, pieritoare, în care complexitatea devine complicare fără sfârșit, stearpă și rătăcitoare, avem disarmonie, confuzie, inconsistență, tulburare, ură, distrugere, moarte. Deci pentru a ne restaura, trebuie să facem cele ale lui Dumnezeu, dar atunci când pornim această acțiune de restaurare a noastră, conștient, ea este o acțiune conștientă în final, vine din niște doriri, din niște impulsuri pe care mult timp nu ni le conștientizăm interioare, dar ea o facem și eu vorbesc despre mine, poate alții deodată se trezesc, dar eu așa mă chinuiesc cu rațiunea, cu gândul, cu gândirea, cu asta. Numai că gândirea, ce înseamnă? Înseamnă cuvinte. Deci cuvinte, ajunge la cuvinte. Sfântul Ignatius a spus în secolul XVII, era așa, da, astea le pun așa ca să ne mai, să fie mai dinamică, dacă da, n-am știut. A spus în secolul XVII, iar Lenin a reluat-o în secolul XX, că dacă îl îndoctrinezi pe cineva în copilărie și tinerețe, sunt mari șanse să fie format imaginea asupra lumii pentru întreaga viață. Cum se face îndoctrinarea? Prin ideologie. Ce ideologie? Cuvinte. Gândurile noastre toate sunt cuvinte. Cu asta lucrăm. Cuvintele, și le-am spus la început, aici era titlul acestui subcapitol, la început, a fost cuvântul. Sunt cuvinte care emană de la Dumnezeu, sunt dragoste și conduc spre mântuire, sunt cuvinte care emană de la om, spatele, sunt praf infecțios și duc spre peire. Cuvintele liturgiei sunt cuvintele cu care Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Cuvântul, zicea Sfântul Apostol Pavel, este energie făuritoare. Cuvântul este genetică, este cuvântul naște, cuvântul este armă. Cuvântul. Lucrăm cu cuvinte. Dar câți dintre noi suntem atenți la ele? Câți dintre noi ne uităm la ce folosim? Analizăm ce folosim. Deci, cum se gândește altfel dacă gândurile tale lucrează cu cuvintele inventate pentru a ne distruge, care au încărcătura lor, semnul lor, energetic, informațiile lor, poartă conceptele lor. Nu știu dacă știți, cuvintele pe care le folosim astăzi sunt în majoritatea de peste 300, de peste 90% inventate în ultimii 300 de ani. Foarte puține cuvinte mai folosim din cuvintele normale, cuvintele date de Dumnezeu. Folosim limbajul lor, în schema lor, plecate din ideologia lor. Atunci noi cum să funcționăm? Cât de grele sunt procesele noastre de recuperare? De ce ne mirăm că oamenii sunt foarte ușor capturați și duși pe o cale greșită? Pentru că asta se întâmplă prin cuvinte. Cuvintele pe care li le picură, li le ce nu mai picură, că mai li le îndeasă cu toptarul din copilărie, în adolescență. Și așa lumea lor devine normală. Lumea lor este normalul pentru copiii de astăzi, pentru oamenii de astăzi, pentru mulți dintre noi. Și pentru mine a fost foarte mult timp normală, cu mici critici sau anumite probleme. Deci, ca să ne restaurăm, ca să facem contrarevoluția, trebuie să renunțăm la cuvintele, trebuie să revenim la cuvintele elementare. Când folosesc elementare în sensul de asemănător particulelor elementare din fizică, din cuantică. Cele de bază care, în principiu, până acum, nu pot fi sparte mai departe și care au un mod foarte interesant de comportare. Deci să le redăm sensul inițial, să le recuperăm ca pe niște teritorii pierdute și să le refuzăm pe cele inventate pentru a ne amăgi, prosti și ține legați în țară. Să le denunțăm public ca mincinoase, false, bule de săpun cu conținut de gaz toxic. Iar atunci când le folosim,
pentru a ne referi la construcțiile din cealaltă parte, să facem întotdeauna clară poziția noastră. În acest sens, deja am vorbit despre două cuvinte, doi termeni, revoluție și contrarevoluție, care, dacă veți da căutări, veți găsi revoluție bună și contrarevoluție e rea. Contrarevoluție o fac niște extremiști, fundamentaliști, teroriști, ucigători, ucigași de oameni, de popoare, de mase și de altele. Cu asta lucrăm. Și dacă noi lucrăm cu ele și vorbim cu ele, nu-i băgăm în confuzie și pe alții, nu-i încurcăm și pe alții. Și referire la... eram aici, cu de ce am. Iată. Exemplu. Studiu de caz. Avort. Am auzit, când eram tânăr, despre avort. Avortul era o chestie firească. Toată lumea făcea avort. Eu, nu personal, am la activ niște avorturi. Pentru că acest cuvânt este un cuvânt care nu ne mai spune mare lucru. Nu e. E un cuvânt. Ce spun? Avort. Dacă am spune noi prunc ucidere, de ce nu folosim prunc ucidere? Noi creștini. De ce folosim avort? Dacă am folosit prunc ucidere, n-ar fi mai clar? Dacă eu, ca copil și adolescent, aș fi auzit de prunc ucidere, nu m-aș fi gândit poate mai mult? Sau alții. E ucid? E bun, cine e mai pretențios poate să-l folosească și infanticid, da. Bun, nu neapărat înțelege eu toată lumea. În lumea lor de care vorbeam, în care uciderea copiilor nu este numai acceptabilă, ci o performanță de apreciat, pentru că sunteți la curent cu ultimele dezvoltări pe această direcție, un trebuie făcut pentru ca femeia să se elibereze de sub tirania bărbatului, a datului natural și să fie empowered, adică nu se poate traduce direct, să capete puterea, să fie cel puțin egală bărbatului, dacă nu și mai și. Între copii și natură trebuie ales întotdeauna, deci între carieră și copii trebuie ales carieră. Între copii și natură trebuie ales întotdeauna avortul pentru a înlătura amenințarea climatică. Pământul trebuie salvat cu orice preț, chiar și cu cel al dispariției omului. Acum avem campanii foarte multe, s-a și liberalizat uciderea pruncilor la naștere în Statele Unite, în câteva locuri, se va face și mai mult. Asta este. Și cei care, ca și noi, și mai mult decât noi, pentru că ei suferă o îndoctrinare mult mai complicată, mai complexă și mai perfidă, cei care vin în noi vor trata în mare parte, cu foarte multă dezvoltare, această temă. Din acest simplu motiv, că noi nu vorbim cum trebuie, nu folosim cuvintele care trebuie, folosim avort. Mă mai refer la un exemplu. E familia. Și aici există o altă metodă a lor de golire de sens, de dezghiocare a cuvintelor, de modificare a lor, de mutare a lor, de golire de sens, că sunt niște etape în care lucrează. Nu vin deodată și zic, gata, asta nu e ca la comuniști. Au alte, ca la comuniștii pe care am cunoscut noi. Deci, de exemplu, este o metodă, am zis eu, științificării.
Un cuvânt, mă iertați, nu există. L-am făcut ad hoc realități. De exemplu, sunt niște tipuri de familie. Deci noi avem familie, dar avem și niște tipuri de familie recunoscute și legale în România. Vedeți aici, familia nucleară. Soți plus eventual copii naturali, familia monoparentală, un părinte plus copii naturali, familia legită sau extinsă, mai multe generații care locuiesc în aceeași gospodărie, familia extinsă modificată, mai multe generații care nu se gospodăresc împreună, dar au relații apropiate. Dar familia tulpină, unul dintre descendenți rămâne cu bun. Ele descriu niște realități, nu? Adică există și familia, mai există și așa. Poate că nu chiar toate ar fi necesare să asta, dar cel puțin despre, să zicem, primele trei ar fi, zice toată lumea, sociologi, pentru că asta este și... trebuie să descriem aceste situații. Dar de ce nu putem să zicem familie? Familie. E familia. Și putem avea, că l-avem deja în limba română, neamul. Neamul mic. Sunt rudele. E familia cu rudele apropiat. De la apropiat, la ăsta e neamul. E familia. Avem familie, avem neamul. Dar familia e una. Și familia monoparentală. Trebuie monoparentală pentru că trebuie să descriem această chestie. Bun, familia monoparentală a avut cel puțin la un moment dat, într-o anumită situație, măcar câteva minute, într-altă situație. A avut și soț și soție și până copii. Deci a fost o familie. Și de mor, ei cum să zicem că nu s-au căsătorit niciodată și a rămas. Dar sunt alții, moare unul sau moare altul. E familie. Este tot o familie. De ce, și de ce spun, de ce mă iau de această chestie? Pentru că dacă deschidem drumul, vin după aia firesc. Familia homosexuală, familia alternativă, familia din 3-4 N parteneri, este acum în legalizare. Familia poligamică, familia poliamorică, adică, știți, una e cu bărbat cu mai multe femei, femei cu mai multe bărbați. Familia om-animal, s-au oficiat căsătorii de acest tip, deci ele căsătorii s-au făcut, ele au devenit o familie, pentru că în uzanțele lor, ale acestor manipulatori ai lumii, cum căsătoria este, dacă s-a făcut, este gata. Este și familie. Și avem și familia un obiect. Ați văzut, o doamnă care s-a căsătorit cu un povor, așa, și familia un animal, și familia un robot. Un robot încă acum sunt, dar s-au căsătorit câțiva cu nu sunt roboți. Păpușile astea sexuale mai electronizate inițial. Și s-au îndrăgostit de păpușa lor și s-au căsătorit. Deci dacă începem să vorbim de familia aia, deschidem drumul. Deschid și astea intervin și ele, că avem și aia, e familie, cum o să zicem, sociologii, cum o să discutăm, cum o să facem. Și atunci, familia homosexuală devine la fel de normală, la fel de acceptabilă și cu timpul chiar preferabilă familiei heterosexuale. Asta se întâmplă. Asta se întâmplă peste tot. Bun. Putem vorbi tot așa despre, sunt termeni inventați, despre tot limbajul politologic. A zis politologic. Stânga-dreapta. Din fericire, lumea își mai începe să-și dea seama că ele sunt lipsite de consistență. Pentru că stânga era una acum 100 de ani, una cu 50 de ani, una cu 20 de ani, una acum, dreapta ei. Deci, practic, nu există stânga și dreapta. Ce e liberalism, comunism, socialism, ce s-are doctrine? Doctrinele sunt niște subdiviziuni ale ideologiei, niște mijloace de lucrurile alea care sunt tot să ne amețească. Ce e? Nu există. Ele nu există. Sunt invenții. Conservatorismul. Conservatorismul a fost ceva
Una era la Burke, la zi-mi prietenul nostru american, care și-a aruncat televizor din casă. Erau conservatorii clasici și alții și alta e acum major, neoconservator. Care, deci, totul este o realitate prefabricată. Este o uriașă. Am spus, din cuvintele pe care le folosim, cele mai multe sunt inventate în ultimii 300 de ani. Deci, am trecut mai repede peste, nu știu dacă chiar atât de repede, peste primele părți, puteam să discutăm mult la Revoluție, contra Revoluție, pentru că am vrut să ajung la această parte. Să ne întoarcem asupra cuvintelor. Ele sunt baza noastră. Păi dacă cuvântul a fost la început și a făcut creația, lumea, păi ce putere are cuvântul? Dar noi, pentru că îl folosim toată ziua, aiurea de multe ori, dăm din cuvinte în aia. Nu ne uităm la el. Nu îi luăm seama. Nu îl cântărim. Și ce facem cu noi, nu e o problemă. Dar este când păi lați. Păi dacă un copilaș și mișcă, cum am zis mai devreme, ar auzi în casa lor, uite, că și-au ucis pruncul ucidere, și-au ucis aia sau aia. Ar mai crește ei la fel? Sau altele? Bun. E foarte bun de vorbit. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Sper că nu. Am fost cam